Vechiul cămin din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava ar putea fi transformat, începând de anul acesta, în cămin pentru studenți. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că, după numeroase discuții purtate cu rectorul USV Valentin Popa, proaspăt reales, una dintre principalele probleme discutate a fost cea a lipsei locurilor de cazare pentru studenți. Actuala situație dezavantajează instituția de învățământ suceveană în competiția cu alte instituții din țară. Domnul Popa la un moment dat era supărat, pe bună dreptate spun eu, având în vedere faptul că are și el o problemă cu locurile de cazare și atunci când înscrie studențe intră în competiții cu alte universități, cu acel cămin de la Colegiul Tehnic Alimentar am găsit o soluție între timp, așa cum se știe la liceul sportiv s-a dat în folosință un cămin nou, iar căminul vechi care era acolo este înlocuit astăzi. Lăm în considerare această variantă să mutăm o parte din persoanele asistate social de la Colegiul Național Alimentar la liceul sportiv și la alte unități școlare, Samuel Isopescu și în alte părți, în așa fel încât să putem da autorit de Consiliul Local și punem la dispoziție acel cămin să-l poată moderniza până la începerea noului an universitar. Este deja cunoscut faptul că acest cămin al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, care a fost solicitat de USV, s-a remarcat în ultima perioadă prin mormanele de gunoaie la mică distanță de clădire, dar și prin restanțele imense la plata utilităților din partea chiriașilor. În acest sens, primarul Ion Lungu a declarat că doar după modernizarea căminului, asistații sociali vor fi mutați pentru a locui acolo.